Jos, pandemia! Jos! Criminalii! Jos, mască! Jos, mască! Jos, mască! Jos, mască! Noi suntem în rezervă! Nu vă faceți când auziți că luptăm pentru copiii voștri! Cu dracu nu stai la masă! Acum vin la tine!
Sunt mulți, fraților. Mulți. Teroriștilor, ieșiți acolo! De la eveniment la eveniment se adună tot mai mulți. După cum vedeți, acest număr de români crește. După cum vedeți, rândul... Doamne ajută, frate! Rândul e tot mai lung, asta înseamnă că sunt tot mai numeroși românii. Uitați că nu mai vedeți capătul acestui rând. Mâine, poi mâine se vor alătura și jandarmii poporului român. Mâine, poi mâine se vor alătura și frații noștri jandarmi, militari în termen. Noi suntem în rezervă, am făcut armata, știu ce înseamnă. Pentru că suntem frați și războiul între români trebuie să sfârșească. Zile, frate! Toți într-un cuget și simțiri. Suntem două categorii, de fapt aceiași frați, militari. Vă plac pantofii? Mulțumesc! Jos, masca! Jos, dictatura! Adevărat a înviat! Într-o zi va trebui să vă alăturați poporul, frați jandarmi, împotriva trădătorilor de țară. Și voi aveți copii, soții și noi suntem în stradă și pentru voi, dragilor. Vrajba între români trebuie să înceteze. Sus inimile! Sus inimile! Mai multe grupuri informați pe toți românii. Informați cât mai mulți. Trimiteți acest mesaj în cât mai multe grupuri. Domnule Maior, într-o zi va trebui să facem front comun, suntem frați?
fraților, tot comun. Ei, fraților, noștri din jandarmerie împotriva tâlharilor din fruntea statului român. Așa să ne ajute Dumnezeu și Maica Sfântă. Amin. Ce va veni cu Black Lives Matter? Thank you.
Noi vrem, frate, stai liniștit, ești nouă nu ne convine. Da, da, da. În convine face echipă. Avem aceiași copii. Libertate! 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 Deci după cum vedeți, sunt foarte, foarte, foarte mulți care au ieșit. Chiar și mame cu copii în brațe. Uitați, uitați rândul de oameni. Cât este de lung. Spune să vină toți. Să vină toți care vor libertate pentru copiilor. Exact. Libertatea se câștigă, nu se cerșește, fraților. Nu se dă odată cu micii la grătar când dau autoritățile. România liberă! 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 Jos masca! Jos masca! Jos masca! Jos masca! Uriașul e, lasă-mă să trec! Am luat asta! Am luat telefonul! Ia! Așa trebuie! Așa trebuie! Să te îngât, Arafat, și cu pârtele. Așa, doamne, bine ai zis-o! Cu piciorul meu mă țin pentru... Realitatea plus. Casa poporului locuită de tâlhari și trădători, ne mergi? Sunt toți la.
Noi suntem valul 3 și îi vom da jos pe ei. Doamne ajută! Aici, aici, aici! Noi suntem valul 3 și îi vom da jos pe ei. Noi suntem valul 3 și îi vom da jos pe ei, pe mișei. Noi suntem valul 3 și îi vom da jos pe mișei. Avansăm! Nu ne vaccinăm! Haideți, fraților, să avansăm, să intre toată lumea, să nu ne vaccinăm! Noi suntem valul 3 și vom merge! Vă rog mult de tot, avansați, faceți culoar, să intre lumea în spate! Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișe! Doamne ajută! Avansați, vă rugăm mult mai atât! Din valuri, valuri, 3, 4, 5, 6, 6! Din valurile puternice de oameni care nu vor decât libertate! Distribuiți și informați, fraților, suntem pe live să vă arătați românul de bună credință! Cine vrea să filmeze, să urce pe aceste jardiniere! Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișei. Trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Din nou câteva mii de oameni în Parcul Izvor, în fața Parlamentului minciunos. Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișei. Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișei. Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișei. Noi suntem valul 3 și vom da jos pe mișei. Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Fraților, ăștia sunt românii pe care eu îi cunosc, ăștia sunt românii pe care eu îi iubesc. Fraților, toți într-un cuget și simțiri sub oblăduirea lui Hristos. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Dragi guvernanți, în fața voastră aveți popor ortodox, iar cei care l-au pe Hristos au viață veșnică. Noi suntem cei care am ținut piept la trei imperii. Noi suntem cei care nu avem frică de nimic. Noi, noi suntem cei! Libertate! 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 Libertate!
vreau să traduc din porta vocea asta. Da, dimi și dă vocea o zi. O viață avem și o singură dură. Da, avem. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. 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 Dați-vă mai în spate, mai în spate! Să veniți, respect mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Porta vocea! Păceți-le și oamenilor ăstora, că în loc să blocăm piața universității, o să blocăm calea 13 septembrie, nu era pe agenda noastră. Sunteți extraordinar de mulți, abia acum ne dăm seama cât de mulți suntem. Felicitări, fraților! Să mai vină, mai vină! Și să mai veni și data viitoare, că nu s-a terminat, da? Așteptăm să dăm drumul la scenă. Vreau să-l auziți și pe doctorul Ștefan Mindea, și pe un fost militar de carieră care a fost la Consiliul Europei și care e de partea noastră și care a fost pus jos de jandarmerie la un moment dat. Și pe Cătălin Dinulescu, lasă-mă să termin frata și după aia dă din vuvuzea. Mai sunt vorbitori, așa că toți din societatea civilă, să fie clar, nu avem de-a face cu politicieni pe scenă și vreau să strigați toți din inimile voastre, din pieptele voastre, libertate, 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 libertate
oameni din spate. Bine că li se alătură și ăștia din Piața Victoriei. Jos, Bodnița! Jos, pandemia! Bine, acum, sunt alături de noi. Acum suntem mai mulți ca oricând. Felicitări cu toții! Bravo! Unitate! 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 Asta e poporul! 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 Unitate! 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 Pompiliu! 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 Încă o dată, felicitări, iar data viitoare, când o să vă chemăm, să aducem de 10 ori mai mulți de atâta! Pandemia omoară România! 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 Pandemia Libertate! Nu forțați! Nu ne vaccinați! 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 Brigațiile-i jertora ca să audă că nu vrem
oblig, o nume obligativitatea vaccinării. Nu forțați, nu ne vaccinați, 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 fără vaccin, 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 fără vaccin. Toate televiziunile până și aia la care am fost eu ieri la realitatea să înțeleagă că erau toți cu măștile de față. Jos masca! 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 Și chemați bucureștenii să iasă cât mai mult! Cât mai mult bucureșteni! Să vină la Aldeola la Izvor, să le arătăm câți oameni spun nu pandemiei, câți oameni spun nu acestei porcării. Așa strigam din bubuzele. Comunistă! Jos comunismul! 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 Ordea câte ori va fi nevoie în lupta pentru libertate! Și la